De hipodromul din Ploiești, caii au alergat în ritm de jazz într-o cursă nebună. O puștoaică a cântat pe hipodromul din Ploiești. Este ceva inedit pentru mine, este prima dată când cânt aici și la un hipodrom. Îmbinarea jazzului cu galopul, în special acum în 2021, este extrem de potrivită. Iapa Nirvana și-a dus pe podium jocheul care lucrează într-o farmacie veterinară. La prima cursă, după final, am alunecat din șa și am căzut. Deci este destul de periculos. Galopul în România e din perioada interbelică, atunci când premiile însumate ajungeau la miliarde de dolari. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV Plus.